ceva mai mult în centru de niște minute. Acum și Mateiu schimbă partea. S-a jucat foarte mult pe ideea asta, pe ambele echipe, pe ambele atacuri. Ia să vedem, Budescu este frumos la primit, îl așteaptă pe Cianagia. Croatul se întoarce pentru că este presat acolo foarte bine de Mateiu. Atenție la fază! Iuru, un prim șut, este blocat. Iuru revine, Iuru are prin planul! Oho! Gol! Petrolul! Minutul 26! Tudorie marchează 1-0 pentru Petrolul. Este al șaselea gol în acest sezon pentru Tudorie. Este, vă spuneam, într-o formă extraordinară. Înscrie Tudorie din nou, este al 5-lea gol în ultimele 6 etape, nu? Sau ceva de genul ăsta. Și devine și el cu 6... 4 ultimele 5 meciuri. Și devine și el unul dintre jucătorii cu 6 goluri, alături de Brligia, Blănuță, Luis Munteanu și Dan Nistor. Tudorie așadar își face treaba încă o dată. Om de deplasare. Absolut, absolut. Totul pleacă după o eroare, insist aici... Iuru, foarte bine, foarte bine. Tudorie rămâne mult prea liber, Ștefan. Era și complicat să nu dea gol. Da, bun Iuru, a avut noroc aici finlandezul. A șutat într-o primă fază, mingea a rămas la el. Și iată, a fost un șut în Lovrici. Iuru pasează, Iuru n-a marcat niciun gol în acest sezon. Iată că da asist. 1-0 pentru Petrolul. Uite că a venit golul pe care îl așteptam, al 16-lea al etapei. Etapa trecută a fost pentru Petrolul 1-1 la Sfântul Gheorghe cu Șepși. Și Tudorie a dat în minutul 28 din pasa lui Keita. E bine să știi că a fost singurul meci în care a pierdut puncte după ce a condus partida. Restul, de fiecare dată când a reușit să deschidă scorul sau să conducă, s-a terminat cu victoria echipei lui Mehmet Topal. Dar ce se analizează acolo? Dacă anterior... Dacă n-a văzut un hands cumva la Iuru? Da, ceva, da, trebuie văzut la cea contră, într-adevăr, cu apărătorul Buzoian. Să vedem ce decid în camera VAR Iulian Călin și Iulian Dima, și Cristina Trandafir. Și golul este valabil, da, 1-0 așadar pentru Petrolul. Coincidență. Minutul 28 cu minutul 28. A? Ce zici? Nu e bine. Nu e bine.